și eu. Și atunci, paradoxul este următorul. Noi avem epidemie de rujeolă declarată. E adevărat că sunt cazuri, dar nu atât de alarmante și nici atât de grave cum ne-am fi așteptat într-o epidemie. În schimb, sunt foarte multe infecții respiratorii. Noi, având și teste rapide, putem identifica atât gripa A cât și gripa B. Sunt suficient de multe cazuri de gripa A, gripa B și foarte multe infecții respiratorii de sezon. Ba, medicii bătrâni spun că atunci când vine gerul, virus și mai mor. Eu sper ca valul ăsta de ger să mai liniștească. În general, victimele acestor infecții respiratorii sunt pacienți în vârstă, care fac foarte multe complicații pulmonare și nu numai, și ei îngroașă rândurile celor care aglomerează terapia intensivă, ceea ce e foarte rău. Și vă spun și de ce e foarte rău, pentru că bolnavii care sunt operați stau cu bolnavi care sunt în terapie și care încercăm să izolăm pe cât se poate. Foarte greu, pentru că vizitele sunt permise și carantina e greu. O recomandare pentru cei care vin în vizită la pacienți? Recomandăm pentru toți pacienții în vârstă care au probleme preexistente, boli cronice, cum e firesc după viață grea de muncă, să se ferească cât se poate de mari aglomerări și mai ales de persoanele care au semne respiratorii, care le curge nasul, care tușesc, pentru că la o persoană în vârstă, care are o boală cardiovasculară, diabet sau alte afecțiuni, o infecție poate să fie și fatală.